În absenția lucii tenebre vin cunt. Bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, am venit cu primăvara, mai repede decât promitea calendarul. Căldură mare, pe undeva ne bucurăm că, iată, consumăm ceva mai puțină energie pentru încălzire. Pe de altă parte apar îngrijorări că multe lucruri s-ar putea să dea peste cap. Deja multe localități, inclusiv din zona noastră Moldovei, au dificultăți cu asigurarea apei, seceta se cunoaște. Plante, s-ar putea întâmpla agricultura să înceapă să fie afectată. Deci încălzirea globală chiar vine cu niște avantaje și dezavantaje. Întrebare, cum le echilibrăm, cum și dacă luptăm cu ea. Sunt o mulțime de probleme destul de delicate la acest capitol și probabil că va fi o temă centrală în acest an electoral, pentru că ne afectează mai multe direcții, odată prin impactul asupra jolanțurilor de aprovizionare, de producție, obiceiurilor. Pe de altă parte, prin eforturile de combatere nu sunt deloc ușoare și simple și vor necesita un efort major, efort care e greu pe undeva de asimilat, de suportat, pentru că mulți din cei care vor trebui să sacrifice destule în această luptă, găsesc dificil să se motiveze cu lucruri care se vor întâmpla într-un viitor, dar asta se întâmplă și în ziua de astăzi. Deci, încă un element care complică destul de mult atmosfera, în afară de cel mai vizibil pe undeva și poate și mai îngrijorător pentru noi, cel al războiului din Ucraina. Încercăm astăzi să mai aducem câtă lumină putem asupra problemelor care ne înconjoară, mai ales asupra celor care sunt prea acoperite, poate. Și vorbim din nou cu domnul profesor Alexandru Iacob. Bine ați venit, domnul profesor! Bine v-am găsit cu aparenta primăvară. Nu m-aș grăbi cu venirea primăverii. Oricum, e un episod consistent și ca temperatură și ca durată. Dar n-aș exclude prin martie-aprilie să mai vedem zile, săptămâni cu ger și asta poate iarăși lovi în agricultură, pentru că dacă plantele pornesc la înmugurire, le prinde gerul. Bine, există în agricultura intensivă soluții, oarecare soluții de frânare a fazelor fenologice. Nu mă pricep eu în detaliu la lucrurile astea, știu că mai sunt niște reglatori hormonali pentru arbori. Chimicale, bineînțeles, da. Păi decât să pierzi toată recolta de mere, ca ei să știu eu ce, pentru că vine gerul târziu, îl mai ții pe loc și cu chimicale și asta e, mâncăm chimicale. Decât să nu mâncăm nimic, mâncăm... Da, deci încă un compromis care ar fi interesant de discutat. Nu ne place. Pentru că ajungem mereu la această observație că lucrurile nu pot fi atât de minunate încât să mulțumesc pe toată lumea. Orice am face undeva, pierdem în altă parte și poate prea sunt des... costuri. Prea des în discursul public este prezentată o imagine idilică și cu o direcție simplă și clară, care totul este alb și negru, când în realitate lucrurile sunt un pic mai complicate și deseori probleme sunt în altă parte decât acolo unde se sugerează. Se practică pe undeva metoda de la circ, a magicienilor de la circ, care folosesc indirectarea. Ei cumva se asigură că spectatorul se uită în altă parte. Abaterea atenției. Iluzionistul care cu o mână face niște gesturi nefolositoare pentru numărul lui, dar care abate atenția publicului, nu știu, învârte o eșarfă și de fapt mâna cealaltă pregătește numărul de magie, de iluzionism. E o chestiune care spatează pe undeva o vulnerabilitate umană, aceea filtrării, să spunem, informațiilor, pentru că avem capacitate limitată și ceea ce nu pare important este cel să, înainte de a putea fi analizat
logic. Dacă nu e cu multă mișcare sau cu mult zgomot, cu controverse, devine neinteresant. Asta ca să facem transferul de la iluzionism la... Bun, acum iluzionismul politic ne distrează, adică avem un avantaj pe undeva. Și se presupune că intrăm la un număr de iluzionism știind că nu e magie reală, că nu e vreo chestiune supranaturală. Da, chiar unii magicieni, în general magicienii nu spun secretele, dar chiar au existat unii magicieni care și-au făcut, să zicem, numărul prin arătarea unor secrete ale meseriei. Le explică cum se face un anumit. E plin pe rețelele sociale de videoclipuri în care sunt explicate unele trucuri. Mă gândeam, n-ar trebui să plecăm cu aceeași mentalitate, mai ales când știm că e un an electoral, adică să nu ne așteptăm de la politicieni că ce ne oferă, ce ne propune în campanie electorală, vor pune în practică. Nici măcar bună măsură, adică să nu mă aștept că nici jumate din ce voi avea ofertă electorală în campanie se va menține post-electoral. Și e bine așa? Adică dacă nici măcar... Pentru noi ca și consumatori de ofertă politică, da, cumva nu ne facem așteptări prea mari, nu mergem la pomul lăudat cu sacul mare. De altă parte, întrebarea este de unde mai își iau, să spunem, autoritatea politicienii, mai sunt reprezentanții noștri, dacă nici măcar nu-i credem? Să mai cheamă democrație în condițiile în care ne uităm la un spectacol, iluzionism, ne distrăm mai mult sau mai puțin, știind foarte bine că, de fapt, chiar nu contează ce facem noi. Pentru că spectacolul e distracție, când logica democrației pe undeva primirea aprobării poporului prin faptul că poporul înțelege și dă o direcție, pentru că nu contează. N-am un răspuns la chestiunea asta. Sunt tentat să spun că e problema lor, a politicienilor. Pe de altă parte, reverberează asupra mea după campanie. Adică îmi promite în pre-campanie că nu se vor mări dările, să zicem așa, taxe, impozite, și mă trezesc după ce ajung din nou în scaun pentru un mandat că într-un fel sau altul găsesc variante să le mărească sau apasă pedala inflației cumva indirect. Care e tot o formă de taxare, dar, să spunem. Dar sunt vinovați doar politicienii dacă promit ceva care este imposibil de fapt? Adică cumva nu încurajăm să ne mintă frumos crezând, chiar insistând să ni se spună acele minciuni, adică dacă un politician vine și spune, domnule, te facem un calcul, nu se poate, trebuie să crească niște chestii, mai are șanse de a fi ales. Chiar m-am întrebat dacă o ofertă electorală cum era aceea din Titanic Waltz cu personajul principal care se îmbogățește. Să nu mă votați! Exact. Dacă ar veni să spună, nu mă pricep, sunt incompetent, nu cred că am să fac mare lucru, nu vă așteptați de la mine să rezolv problemele astea, o să văd ce îi putea face, mai ales că tot timpul trebuie să ne împăcăm cu coaliția sau opoziția sau cu realitățile. Ce voturi ar primi? Lumea cred că tinde să voteze, nu toți, dar tindem să votăm ceea, dacă ni se picură în urechi ceea ce vrem să auzim. Și atunci problema e și la noi în felul ăsta. Sau mai este și varianta, se spune, mai întunecată, în care acea lipsă de încredere se transformă într-un vot negativ. Ăsta este mare risc. În momentul în care nu mai ai încredere în politicienii, să zicem, normali, din zona mainstream a politicii, varianta tradițională era că ne abținem, nu votăm. Marea masă tăcută care zice, domnule, decât să votez, ăștia mai bine stau acasă. Da. Dar există riscul mare să meargă să voteze cu altcineva doar așa de... dragul schimbării. Exact. Hai să vedem o altă variantă. Din motiv de frondă. Sau, în principiu, hai să vedem și ăștia. Pe ăștia am tot văzut. Hai să încercăm altceva. Și aici iarăși apare un fenomen care deja îngrijorează destul de vizibil în zonele mai înalte a politicii.
faptul că începe să fie, încep să fie din nou vizibile mesaje care cândva erau considerate inaccesibile sau inacceptabile în zona publică, adică partea de ură, de fobie față de străini, față de cei care gândesc altfel, tot felul de manifestări care nu sunt pozitive, ba chiar dimpotrivă, și sunt amplificate tocmai de faptul că lumea ajunge să fie furioasă aproape. Un motiv pentru care se așa de bine în sondaje Trump, nu o să chiar atât de grozav, adică jocurile încă nu sunt făcute, dar oricum stă incredibil de bine pentru cineva care pare atâtea probleme, atâtea bube, să spunem. Și toată lumea se întreabă cine poate să aleagă pe omul ăsta, care e clar că nu racordează la mecanismul clasic american. Și explicația e că foarte multă lume a ajuns să fie atât de furioasă pe politicile de până acum, că alege pe oricine promite să dea jos, să dea de pământ cu ele. On the lips e termenul din partea MAGA. Antisistem. Antisistem, ceva de genul ăsta. Și atunci niște lucruri pot deveni destul de repede instabile. Votul emoțional, prin definiție, deciziile emoționale, numai votul, alegerile emoționale în viață, oricare ar fi ele, nu sunt o garanție pentru alegeri bune. Nu, asta e un truism, aș putea spune. Da, întrebarea este cum putem face să fie asta alegeri bune. Adică cum ar trebui un alegător, nu doar în spectru politic, dar să o lăsăm pe politică, pentru că e an electoral, să se comporte, dacă și-ar propune să fie perfect rațional, are o ofertă politică, asta care este, nu vorbim de situații ideale, cu feți frumoși, politicieni super competenți și onești, ăștia care sunt, fiecare îi vede și îi gândește. La ce ar trebui să se uite, dacă pe el l-ar interesa varianta cea mai bună sau varianta cea mai puțin proastă dintre cele care sunt, aleg rău cel mai mic. Cum ar trebui să se comporte rațional? La ce se uită? Dacă vorbim strict de alegerea unor persoane, nu a unor doctrine, că acolo lucrurile se complică. E de citit statut de partid. Dar tu mai ai spus că doctrinele nu mai contează. Nimeni nu îl crede oricum. Cu atât mai mult. Și atunci mă uit la om. Vine un om care îmi propune, vrea să fie primar, vrea să fie președinte, vrea să fie președinte de Consiliul Local. Vrea să fie... La Parlament e mai dificil, că sunt pe liste acolo. Și consilierii locali și județeni. Și votez lista. Dar tot încep cu primii. Mă uit la primul din fruntea listei, al doilea, primii doi, primii trei, care au și șanse. Și ce ar trebui să văd? Eu, presupunând că eu încerc să mă detașez de partipriuri emoționale, pentru că dacă am niște partipriuri, atunci pică discuția asta rațională. Îmi place ăla pentru că e, nu știu, că îmi place de el cum arată, habar n-am, sau cum vorbește. Bine, în momentul în care lucrurile se întâmplă foarte în scurt, adică mâine sunt alegeri, mă duc și m-am hotărât, sau chiar în cabină, care l-am cunosc, că acum vor fi alegeri, în mai, în toamnă, vor fi alegeri. Oricum, timp scurt, pentru că aici sunt două planuri pe undeva. Ce fac alegătorii în timp poate schimba și oferta politică. Pentru că, de fapt, nu alegem persoane, ci organizații. Partidele sunt organizații și obsesia care o avem cu individualismul, să vedem. De, cred că depinde de tipul de alegeri. Cred că la locale, la primărie, nu, mai chiar, degrabă. Chiar dacă e unul nominal. Deci chiar dacă e o singură persoană acolo, acel om întotdeauna este o parte a unei organizații. El reprezintă cumva omul este eticheta organizației mai mult decât invers. Da, dar mi-e greu să cred că, de exemplu, la primărie cineva votează știind că X face parte din cutare partid și nu se uită cât de cât și la capacitatea lui de a-mi îmbunătăți mie localitatea, viața în comunitatea respectivă. Mi se pare respectivă. Mie că la un moment dat a fost ales un primar care murise sau ceva de genul ăsta? Poate în comunități foarte mici. În comunități mici care ar trebui să cunoască ai fiecare. Ai o excepție. Haideți să vorbim de regulă totuși într-o comunitate normală. Să regula zicem. Regula totuși... e că se uită la om. Cred eu. Mie îmi place să cred că se uită la om. Sau ar trebui să ne uităm la om. Ce a mai făcut ăsta până acum? Fie în mandatul anterior, fie în restul, în viața profesională de până în mandat. Că poate n-a fost politician până în momentul respectiv. Dacă ar fi așa, atunci ar avea mare succes independenții. Păi cred că asta e
un criteriu de analiză rațională a unui candidat. Ar trebui să fie. Deci dacă noi pornim la ideea că cineva se uită la om, ar trebui să verificăm relativ simplu. La faptele lui, nu? Nu. Trebuie să ne uităm dacă independenții câștigă. Dacă un om de foarte bună calitate, independent, are succes fără să aibă mașină, organizație în spate. Da, dar aici intră în discuție cum definim buna calitate la modul obiectiv, ceea ce mi-e teamă că e greu de definit, că ne-ar trebui niște note, niște scoruri, un Excel dacă se era dă în punctaje și nu face nimeni asta. Nici nu avem așa ceva. Au fost mereu oameni care și-au riscat, să spunem, imagine, au depus eforturi și am încercat să participe în această postură. Valeriu Nicolae, dacă nu mă șel, un exemplu, care a pierdut la câteva voturi, în mare măsură și pentru că nu a avut organizație. Poate că acolo contează faptul că organizația de partid mobilizează, se duce, pune afiș și vorbește cu lumea. E o componentă importantă. Adică ideea e că unitatea de bază, să spunem, sigur, tradițional era familia pe alte timpuri, dar în economia asta a umanității nu suntem singuri. Întotdeauna ceea ce concurează sunt grupuri. Diverse grupuri, organizate și eu, țara e un grup, o firmă e un grup, un partid e un grup. Diverse grupuri care se organizează, mai mult se țin bine, pentru că un om, indiferent cât de capabil ar fi, este foarte limitat. Nu poți, pur și simplu, nu poți să vă găsească pe spate. Înseamnă că înțelesesem eu greșit discuția sau termenii în care am pus problema. Mă gândeam că alegătorul, votantul, nu se uită la partidul din care provine un candidat, în sensul că îi atașează o etichetă acelui partid, ci efectul vine prin activitatea pe care o depune organizația acelui partid ca să promoveze candidatul. Ca să promoveze organizația, de fapt. Deci noi vedem candidatul pentru că vedem în general avem nevoie să personificăm orice. De aceea, de exemplu, când apar catastrofe sau diverse chestiuni umanitar dificil de văzut, ne impresionează mai mult când vedem un chip, chipul unui copil. Faptul că scrie undeva o statistică, au murit atâția sute de mii, aproape ne lasă reci. Spunea cineva că un mort e o catastrofă, un milion e o statistică. Cred că Stalin, sau așa știu, da, că era atribuită lui, da, Stalin. Da. O problemă de concepție. Deci, cumva, noi avem nevoie să vedem un chip ca să empatizăm, să dăm măcar atenție. Propunerea mea de discuție era să vedem dacă putem muta discuția spre analiza rațională a votului, a ofertei politice. Asta e componenta emoțională. Văd un chip, îmi place, bun. Pică discuția, analiza pe fapte a omului, a organizației, poate, întrebare, partidul. Poate fi ruptă analiza rațională, total, cea emoțională? Total, cel mult s-ar putea să nu o conștientizăm că e implicată emoționalitatea într-o decizie. E posibil să fie nevoie de o componentă emoțională ancorată cumva de o analiză rațională, încât să motiveze ceva. Și iarăși vedem că e o activitate deja complicată. E complicat și să înțelegi ceva. Nu poate face nimeni, nu poate să înțeleagă totul. Dar nu trebuie să mai transmiți concluziile care la care ai ajuns, să le transformi în act, în a convinge cineva să facă rezultatul acelei analize raționale, care necesită deja alt tip de pregătire, alte îndemânări. Deseori când presupunem chiar noi înșine că facem o alegere predominant rațională, hai să ne spunem integralmente rațională, s-ar putea noi să picăm în biasul de a fi selectiv, nu-i mai știu numele din lista de biasuri comportamentale, din psihologia comportamentală, în care, de fapt, biasul confirmării, cred că se cheamă, în care pescuim... Vezi ce vrei să vezi. Exact. Informații despre candidatul respectiv, rămânem la candidați la politică,
care cumva îmi confirmă, dar în același timp eu îmi raționalizez alegerea și justific criteriile pe care le-am luat eu în considerare și eventual afirm față de mine și față de alții că a fost o alegere rațională, pentru că, uite, baza criteriului ăla. Dar dacă în spatele listei de criterii și a ierarhizării criteriilor respective au stat, de fapt, niște emoții pe care nu mi le recunosc sau nu le conștientizez, sau duc o luptă cu ele, încerc să lupt cu ele, dar încă n-am reușit să... Da, mai ales când ești singur, n-ai de ce să te lipești. Aici voiam să ajung pe undeva, că e o luptă inegală. Luptăm noi, fiecare în dreptul lui, în cabina de vot, cu organizații. Organizații mari, performante, pentru că sunt rodate în lupta politică de atât de mult timp. Da, fiind o ofertă spectrală, e un spectru de organizații, 2, 3, 5 oferte acolo și atunci lupta mea e cumva ușurată, pentru că la un atac sau la o ofertă agresivă din partea unei organizații vine în contrapondere oferta altei organizații care poate este într-o oarecare opoziție sau s-ar putea să împlasă să fie sau s-ar putea să fie aproape la fel sau să fie două tipuri de ele, pentru că dacă ar fi o ofertă spectrală într-adevăr să existe toate pozițiile posibile, nu toate, dar mai multe, sunt mai multe și există varii diferențe. Există varii diferențe, întrebarea sunt semnificative? Pentru că aici, după caz, aici e o problemă pe undeva și de unde apar și tulburările de acum, cumva prin faptul că organizațiile respective au folosit aceleași mecanisme pentru a-și optimiza succesul electoral și care funcționează nu atât prin extinderea ofertei, cât prin identificarea metodelor de a convinge cât mai mulți alegători să voteze cu ei. Chiar dacă acel număr de alegători, adică cât mai mare procent de alegători, de fapt, nu număr. Adică faptul că cineva nu votează, practic devine neglijabil în ecuație, poate fi ignorat. Și ca să optimizez, pentru că e o luptă totuși, sunt niște resurse acolo, nu e o chestiune la întâmplare, nu mă interesează să ajung sau nu în politică, se apelează la consultanți care, în primul rând, se uită la partea psihologică, cum lucrează oamenii, ce butoane să apăsăm ca să ajungem să obținem voturile respective. Și asta limitează mult oferta, în sensul că aproape toate partidele, lucrând cu aceeași materie primă, adică materia primă fiind electorii, ajung să aproape să se suprapună. Chiar observasem că aproape la toate partidele mainstream sunt aproape invizibile diferențele doctrinare. Dacă citim cam ce zice cam fiecare, diferențele foarte mici. Putem pedala, pe exemplu, din Statele Unite, pentru că vor fi și alegeri acolo, pentru că e atât de dezbătut și cunoscut între republicani, democrați. Chiar sunt curios dacă se va înscrie vreun candidat independent în cursa pentru Casa Albă. La America nu există posibilitatea asta. Adică nu există realistă. Sigur, poate să scrie oricine vrea. Au fost candidați. Da. Nu, poate scrie oricine vrea, dar nu au șanse. De același motiv. Chiar a fost, nu mai știu, acum 2-3 tururi, un candidat cu bani mulți, miliardar, și a susținut campania și prin donații, dar avea și... Deci chiar cineva cu foarte multe resurse tot nu are șanse față de organizația imensă, plus că miliardarul niciodată nu a fost singur și el are organizația imensă în spate. Dar o organizație de business masivă nu poate concura cu o organizație politică care fatalmente este mult mai extinsă și are capacitatea de a mobiliza mult mai multe resurse. Are vechime, are alte... Da, ai și în cine să ai încredere pe undeva. Chiar, vă rog, să facem o paranteză aici, să nu devin foarte plicticoși. Și e foarte interesant decizia care a luat-o cehii privind construcția de noi reactoare nucleare. Pentru că este direcția asta, trebuie să decarbonizăm și este o singură cale realistă, chiar dacă mulți nu o simpatizează. Cel puțin una cu un orizont de timp acceptabil. Care e necesară, sigur. E util de făcut absolut orice e productiv într-un context. Dar contextul este foarte variabil. De exemplu, dacă noi ne considerăm cât de cât împreună în Europa, atunci dacă Europa cumpără panouri solare, atunci mai bine le pune în Spania sau în Grecia decât să le pună, știu și eu, în Suedia. Unde
generează un sfert din energie, probabil. Deci e o investiție nefericită, să spunem, să băgăm panouri peste tot uniform. Sau când... și mai bine, era un proiect, nu mai știu ce s-a ales de el, panouri solare, cum, dezvoltate, cumpărate cu banii europeni, dar amplasate în Maroc. Și un proiect imens, erau câteva... În Maroc sunt mai multe centrale solare. Zeci de kilometri pătrați în final de fotovoltaice. Și energia ar fi trebuit să fie fost achiziționată de europeni. Deci există deja niște trasee de genul ăsta. Problema mare la capitolul ăsta e cât de stabilă e zona și politic. Marocul e. Dacă e să Marocul, vorbim da, de țările da. Din nordul Africii, Marocul e în top. Da, Marocul, da. Tunisia la un moment dat fusese, dar mai... Asta este un element. Al doilea element fiind costuri. Pentru că, într-adevăr, deci, energia solară este foarte eficientă în zona respectivă, adică și la aici, chiar și în Statele Unite, în zonele din sudul Statelor Unite. Texas, Arizona, da, California. Panourile solare, în California chiar. Da. În California, panourile solare pot să ajungă la un factor de capacitate de peste 30%, aproape 40%. Adică un factor de capacitate extraordinar de bun, pot scoate multă energie și California chiar are o problemă cauza asta, așa numita curba rației, în care în timpul zilei când produc panourile solare nu mai există cerere de energie. Deja nici panourile n-au unde să trimite energia respectivă. Aer condiționat ar putea fi consumator. Da, deci asigur suficient pentru aer condiționat, pentru că aer consumă aer condiționat, au nevoie acolo de mult aer condiționat, dar la acoperă lejer este foarte este acoperire, cel puțin în anumite perioade, nu în toate anotimpurile, deci mai există perioade. Marea problema acestei, să zicem, fericiri că poți să acoperi energia ziua este că noaptea ești obligat să folosești energie fosilă cu emisii, pentru că trebuie să ai nevoie... Sau să o stochezi pe aia în surplus din timpul zilei. Sau să o stochezi, dar stocarea costă încă foarte mult. Încă nu este. Ar fi... Da, încă sunt scolă. Au evoluat extraordinar și încă evoluează. Să sperăm că vor evolua și mai rapid, dar nu... încă nu au capacitatea de a, economică. Încă da. Nu sunt economici și nu, da, nu pot fi construiți încă la dimensiunile care ar fi necesare pentru pentru stat, mai ales că ai nevoie de perioade mai lungi. Adică, deocamdată mai e și problema reciclării tuturor metalelor din substanțelor de prin acumulatorii. Asta e o problemă generică. Adică nu avem opțiuni fără probleme. Termen mediu, să zicem, probabil se va găsi la un moment dat oarecare rezolvare. În Maroc, cred că voi să spuneți că problema era transportul. Da, da, transportul nu e tocmai ieftin. Cred că niște cabluri subacvatice care să ajungă în Spania de acolo rețele europene. Care costă considerabil. Era la noi în discuții un cablu pe sub Marea Neagră pentru a exporta electricitate în Turcia. Un cablu de vreo 400 de kilometri. Iarăși nu știu în ce stadiu e. Da. În condițiile în care când pui cap la cap cât costă centrale cu cablu și tot restul, poți să obții varianta de a face o centrală curată la tine, acasă, fără complicații politice internaționale, la discreția ta, nu depinde de... Nu știu dacă e așa simplă rețeta, depinde unde ai și resursa energetică. Dacă nu ai la tine acasă și trebuie să importi cărbune, uraniu de pe aici colo. Uraniu, aici e chestia interesantă. Uraniu nu e o problemă majoră. Surprinzător. În ce sens? Este foarte ieftin. Deci uraniul este atât de ieftin că nici măcar nu este folosit în întregime. Adică, trebuie transportat. Da, dar e mic. Trebuie îmbogățit, transportat. Nu neapărat îmbogățit. Deci, oricum în benă descoperită. Minereul nu poate să deci poate fi uraniul yellow cake, cum se numește, uraniul izolat din așa, se transportă în butoaie, presupun, nu în bine descoperite, dar ideea e că ocupă foarte puțin spațiu, adică un kilogram de uraniu are ceva de genul 50 de megawatt-oră de energie. Ca volum, cred că are câțiva centimetri cu 10 10 kilograme, bine, volumel. 10 kilograme sub un decimetru cub, pentru că are masa specifică vreo 19 grame pe centimetru. Da. Adică transportul nu e o problemă, are tocmai datorită densității imense de energie.
și costurile sunt relativ mici, în condiții în care nici nu se exploatează prea mult. Canada, de pildă, care are printre cele mai mari rezerve de uraniu, aproape nu le exploatează, preferă să importe. E ieftin, probabil. Plus că există o mulțime de energie în combustibil deja uzat, pentru că în reactoarele clasice care se folosesc în general acum, se folosește ceva de genul cam 3% din energia care rămâne, poate fi rezidual obținută. Acolo. Rămâne în uraniu 238, pentru că doar uraniu 235 e fisil și practic este exploatat doar uraniu 235, care e cam 3% în combustibilul normal. Iar restul este considerat deșeu și stocat. Dar el este radioactiv în continuare. Bine, nu datorită uraniului. Uraniul 238 este foarte stabil. De asta și există, pentru că dacă n-ar fost stabil, nu l-am fi găsit. El este foarte puțin radioactiv și are nevoie să fie, să fie bombardat de ceva ca să se transmute într-un în ceva radioactiv, mai exact în plutoniu. Are o perioadă de înjumătățire de vreo 4 miliarde de ani sau Da. De genul, adică de ordinul 5. De ordinul vechimii sistemului solar. Adică nu e o problemă radiația uranului 238. În deșeuri sunt radioactive alte produse de fisiune, pentru că în lanțul de fisiune apar diverse componente cu diverse durate de înjumătățire și sunt câteva cu durate de înjumătățire scurtă, de ordinul zilelor, care sunt puternic radioactive, dar care destul de repede devin transmută în altceva mai puțin periculos. Altele, cele care sunt relativ stabile, deci care au perioade de ordinul milioanelor de ani de jumătățire sau mai mult, sunt slab radioactive. Ele nu sunt propuziți o problemă majoră pentru că nu radiază semnificativ. Deci problemele sunt cele intermediare care sunt suficient de radioactive încât să devină o problemă și nu atât de radioactive încât să transmute repede în alte elemente. Dar când se face reprocesarea, că el pot fi reprocesate și la ora actuală au și China și Rusia, au centrale nucleare care produc și energie și care reprocesează și folosesc combustibilul uzat și îl transformă în combustibil nou, transformând uraniu 238 în plutoniu în principiu. Și există numai în combustibilul uzat deja, este energie pentru niște zeci de ani de utilizare, chiar dacă n-ar mai exploata deloc uraniu. Adică chiar nu e o problemă majoră. Legând discuția asta despre uraniu, centrale nucleare, energie, cu prima parte, cu presupusul alegător informat și rațional, ar trebui să avem și ofertă politică în privința asta sau în America sau la noi? La noi, iar și cum spuneam, partidele, din motivele care le-am discutat, pentru că ele se adresează electoratul, iar la noi nu este o dispută semnificativă în acest domeniu, aproape au aceeași ofertă, în sensul că mergem înainte cam cum a fost. Mai există unele care trag într-o parte sau într-alta, adică există o parte de partide din, știu și eu, din zona mai verde, care încearcă să sugereze că ar fi mai bine să oprim respectivele dezvoltare, dar încă nu s-a ajuns, încă n-a cerut nimeni la noi să închidem centralele existente, cum apății nemții. Adică, din punctul de vedere, încă stăm relativ bine, în sensul că populația fiind acceptând utilizarea energiei nucleare, pentru că realizăm că avem nevoie de energie, nu suntem din cei care credem că laptele se fabrică la magazin și energia se fabrică în priză. Realizăm că lucrurile necesită un efort industrial și există o susținere. Sau e inerție. E o susținere pentru că majoritatea populației înțelege fenomenul la bază, problema. Majoritatea populației înțelege că vrea curent. Sau nici măcar o inerție, pentru că noi avem centralele alea din perioada pre-revoluționară, comunistă. Nu, a fost pornite după Revoluție. Deci ambele reactoare. Deci unul a fost pornit în 1997, dacă nu mă înșel, și al doilea în 2007. Au fost foarte mult întârziat pentru că au fost multe probleme. Da. Ele trebuiau finanțate, s-au pierdut niște finanțe, au fost niște presiuni.
poate atunci ideea, ele au fost propuse, erau au fost inițial 5 reactoare ar fi trebuit să fie erau pornite inițial, într-adevăr, în perioada lui Ceaușescu. Două au fost mai avansate, cele care au și ajuns să fie puse în funcțiune. Al cincelea s-a renunțat complet la el, clădirea a fost transformată în clădire de birouri, dacă nu mă înșel, și acum se... Încă două se încearcă acum să pornească se mai, și... Se mai aduce în discuții cu... Nu, nu, e pornită deja. Deci, a fost o discuție cu o delegație chineză care venise acum niște ani în urmă, da, 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 cu propunerea de a finanța și de a exploata reactoarele 34. Da, și pe undeva era aproape obligatorie atunci. Lumea învățată sau a auzit povestea asta, nu poveste în sensul că e basm sau că sunt fantezii, narațiune despre reactoare de multă vreme, din anii 70-80 s-a început construcția și mă gândesc, cred că asta aveam în minte. Da, a fost început, nu mai știu exact, dar cred că în anii 80 a fost și, pornită treaba. Și e cumva obișnuită, face parte din normal și nu s-au adăugat evenimente negative, semnificative, cum au dar alții japonezi, Fukushima. S-a întâmplat? S-a întâmplat așa ceva și totuși... S-a întâmplat, dar la alții. Deci la alții s-a întâmplat pentru toată lumea și din punctul de vedere întrebarea este cum de-a fost umflate atât de mult, pentru că evenimentele se întâmplă mereu. Accidente aviatice cu chiar cu sute de victime încă mai apar din când în când și totuși lumea merge cu avionul. Nu e același lucru. E teama asta de radioactivitate, de cancer, de cancer. Când rostești cuvântul radioactivitate, cancer, e o spaimă viscerală. Și de unde vine spaimă? Știu și eu dacă vine viscerală. Nu știu de unde vine, dar ea există, nu putem nega. Adică spaima de șerpe viscerală. Că o avem toți, cumva, e ceva transmis, nu știu dacă genetic, dar în orice caz transmisă foarte uniform. Dar spaima de radioactivitate n-are de ce să fie visceral, pentru că nu avem de să o știm. De cancer. Dar fiindcă vine vorba, cancerul este o boală comună și care... E comună după o anumită vârstă. Exact. O boală în special, statistic vorbind, e o boală a persoanelor mai e ce aproape obligatoriu. Deci dacă treci de orice altceva și pe măsură ce a avansat medicina, multe alte boli care ucideau oameni încă în putere au fost tratate sau măcar gestionabile, la capăt de linie pe undeva apare, da, probabilistic, da, apare cancerul. Știți cum e? Modul în care se manifestă, te poți chinui cu el, te... efectul pe care îl are comportamentul acestei boli poate nu e ca la altele. Adică sunt boli cardiovasculare, un infarct scurt, repede, dacă se încheie. Dacă nu se încheie, trăiești cu el cu pastile, bine mersi. Ani de zile, există decenii. Și boli chinuitoare, adică nu e cancerul, nu e singur, dar... Nu e singurul, dar e mai teribil, așa, da, e mai, da, cumva, dar percepția undeva, e... pe undeva plata pe care o plătim ca fiind organisme foarte complicate, să spunem, în care celulele, că pe undeva putea face și aici o analogie. Care trăim cu... și mult, organisme cu speranță de viață destul de mare. Sunt organisme care sunt sensibili mai mult, din punctul de vedere. Reptile, da, special reptile. Deci s-au așezat probabil diverse mecanisme care controlează acest tip de degenerescență până la urmă, dar care este inevitabil și dacă tot ne plângem de oxidanți și chestiuni care ne afectează și care generează mutații, respirăm tot timpul oxigen, care este... Principalul ucigaș. Oxigenul ne ține în viață, oxigenul ne omoară, finalmente, deci, de bătrânețe. Deci nu putem elimina... Da, dar cumva face parte intimă din viața noastră. Nu putem să ne abținem din a respira. Da, cancerul, exact. Dacă am putea cumva să-l ocolim mâncând eco-bio, evităm poluarea, deși nu de acolo e principala sursă. Principala sursă e tutunul, dar... Aici e chestiunea interesantă. Deci, pe undeva au fost amplificate niște temeri. Au fost amplificate mult dincolo de ce era rezonabil, pentru că chestiunea interesantă este că radiațiile, sigur, peste o anumită doză, clar afectează și induc boli, dar doza respectivă nu apare decât în situații de accidente cu totul și totul grave și afectează puțină lume. De exemplu, la Cernobâl,
care pe departe cea mai mare accident de acest gen, au murit în urma iradierii câțiva zeci de oameni, nici măcar sute. Nu cred că se știe câți. S-au făcut studii destul de amănunțite. Unele decese au avut loc la niște ani de zile după și greu să le pui pe seama. Poți să trage o concluzie statistică. Da, adică poți să vezi, domnule, au crescut cancerele de amintitip sau decese de amintitip și cu statistici. Unde au crescut statistice peste media anterioară. Exact. Și în momentul în care nu este o diferență statistică semnificativă, greu să spui. Decese sau îmbolnăviri în exces, cum se cheamă în statistica medicală. Și adică a murit cineva la câțiva ani, nu putea fuma în fiecare zi. Și chiar e interesant că scafandrii, mă rog, inginerii care s-au dus pe sub apă pe undeva să închidă niște valve la reactor, unul mai trăiește și acum, dacă nu mă înșel. Au trăit o viață cât se poate de normală până la adânci bătrâneți. Deci, știți cazul japonezului care a murit acum câțiva ani, la 90 ceva de ani, și care era la Hiroshima pe 6 august când s-a dat prima nucleară, a fugit la Nagasaki și a prins-o pe a doua, pe 9 august, la 3 zile. Și a trăit până la 90 ceva de ani, a murit acum câțiva ani. Chestia interesantă cu radiațiile e că s-ar părea că există așa numit efect de hormensis, dacă nu mă așa le spune, o doză mică de fapt întărește. Și chiar a fost observată și în urma răspunsurilor nucleare de la Hiroshima și Nagasaki, că în populațiile de acolo, din supraviețuitori, nu au crescut cazurile de cancer, chiar din potrivă, statistica a apărut o scădere. Deci ideea că orice radiație e neapărat periculoasă nu e tocmai susținută în practică. Sigur, e bine de redus cât se poate de mult. Nu suntem la soare să facem bășici. Nu știm fiecare dintre noi unde avem pragul creat de modul în care se manifestă celulele. Nu știm decât lucruri statistice, dar teama care a fost transmisă, o radiație muriță, a fost transmisă foarte intens. Bine, și din cauza că frica vinde. Da, dar lucrăm cu ea. Ea există, percepția asta și spaimele astea. Există, da. Și de sunt ce, greu de înlăturat. De ce nu putem înlătura? Iarăși ne întoarcem la aceeași temă de care vorbeam inițial, cum alegem rațional ceva. Cum combatem, da, o chestie emoțională. Mai mult sau puțin, adică chiar nu contează dacă a fost. Educație, informare. Și întrebarea, poate face cineva singur acel lucru? Sau ai nevoie de ceva în spate? Pentru că aici e de fapt problema. Noi luptăm individual să alegem, să facem ceva și luptăm cu organizații bine închegate, să spunem, și rodate în luptă. Și cu resurse, fiind organizații, au resurse de oameni, de timp, de bani. Asta e luptă fără șanse pe unde, până la urmă. Dacă vrem să ajungem să avem măcar teoretic posibilitatea de a alege rațional și de a pune în practică alegerile respective, e nevoie să fie create, să creăm și noi niște organizații. Niște... Sunt, este sistemul de învățământ, nu e organizații, da, care în principiu ar trebui să învețe, cel puțin la științe, la zona de științe, toate și din area umanistă și reală, să explice, să experimenteze ce iese pe linia de fabricație a sistemului de învățământ. Da, ar trebui, dar în practică... Ar trebui. E organizație, cu resurse. E organizație, dar își reușește să-și facă treaba. Plus că ea, să spunem, contactul cu sistemul de învățământ... E sabotată mult. Sau se autosabotează. Depinde ce înseamnă auto, de unde vine, pentru că dacă cei care decid politicile în învățământ, ce programe se fac, ce materii, ce discipline, iată, câte cum îți numiți politic. Nu pot să spun și sabotează. Zicem, dacă, nu dăm nume, nu facem referire neapărat la... Și pe turta lor, să spun. Nu pot să spun că e auto, că sistemul a propus... Dacă cei care conduc ar fi votați de sistem, de părinți, de profesori, și ar fi rezultatul acestui vot, atunci aș vorbi de autosabotaj. Măi, voi vă alegeți lideri sau propunători de structuri, de viziune în învățământ greșite, da, ineficiente. Dar așa ei vin din afara sistemului acesta. Dar putem găsi exemplu în sistem. De exemplu, observa cineva
cred că a fost o lucrare științifică publicată, care a observat că calitatea lucrărilor științifice care se publică acum este atât de slabă, încât nu este nicio șansă să-ți faci o idee despre un domeniu urmărind ce se publică. La foarte nivel global lucruri... sau... Poftim? La nivel global. Da. Foarte multe... A fost deteriorată foarte mult asta, în general, de statele mai noi intrate în domeniul ăsta, de țările din Estul Europei. Deci noi suntem și noi printre vinovați, într-un fel. China iarăși mai practic chestiunea asta. Forțând publicarea ca să dea bine, să avanseze academic. Au fost făcute niște chestiuni de genul ca să prinzi post sau în semn universitare, nevoie să ai atâta publicații. Exact. Pentru... Și atunci, dacă asta se face, sau cum facem publicația? Ne facem noi un jurnal între noi, în care publicăm între noi, poate fi orice prostie, nu contează. Și sunt niște modalități de contracarare aici, de exemplu, meta-analizele, meta-studiile și organizații care fac așa ceva, cum e faimoasă în domeniul medical Cochrane. Dar acelea nu se uită la publicațiile periferice. Deci meta-analizele fac o selecție filtrează. Pe de o parte. În general, lucrurile care sunt din jurnale de proastă calitate, presupun sau sper că nici măcar nu intră în discuții. Păi, iar dacă intră lucrurile, s-ar putea fi mai greu, pentru că s-ar putea întâmpla meta-analize scot, să zicem, media dintr-un număr de lucrări. Dacă în lucrările astea jumătate sunt proaste, meta-analiza o să fie și ea proastă. Că o să zic, uite, la tea lucrări au spus toate chestiune, deci așa este. Adică nu prea există mecanism. Da, e un mecanism mai bun decât a încerca eu novice sau din afara domeniului respectiv sau chiar din domeniu, cunoscător, să pescuiesc și să citesc o dată că nu fac față să parcurg cantitatea. Deci încă o chestiune care ar necesita o organizare, ar necesita o instituție, cineva să se ocupe de treaba asta, și vin și spun că acea instituție ar trebui să fie, în primul rând, undeva legată de sistemul de învățământ. Adică el ar trebui să-și facă curățenie în propria curte. Și când vine cineva cu niște lucrări ridicole, numai să nu le considere, poate chiar să... Da, chestia asta se închide, așa știți, ca da, șarpele Ouroboros ăla care își înghite coada. Da. Pentru că sistemul de învățământ, repet, depinde de legile făcute de legislativ, de legiuitor. Care... Teoria spune că sunt universitățile au independența universitară și ele pot să-și facă curățenie în curte dacă vor. Asta înseamnă că legile date de legiuitor sunt prea permisive unde nu ar trebui să fie permisive. Universitățile au ieșit în față taman prin izolarea de politic. Ele au pornit undeva în evul mediu pentru a putea permite studierea unor lucruri fără să fie acuzat de erezie și alte chestiuni. Au fost date niște reguli specifice în care înăuntru universității se poate discuta orice ca să putem ajunge la adevăr, inclusiv lucruri care în altă parte... Nu era vorba de cenzura temelor pe care le discută sau a punctelor... Nu, dar așa a apărut acea independență universitară și universitățile pot face treaba. Dar nu e absolută independența asta universitară. De exemplu, dacă am o lege care interzice plagiatul sau pedepsește plagiatul, le se aplică și lor. Mă rog, în teorie, nu vorbesc de cazul României. Acordarea de titluri e o atribut a universității. Deci nu este o lege care să spună dacă are tea publicație, ești obligat să-l faci profesor. Da, de-aia avem scorurile alea internaționale, clasamente, și de-aia știm unde sunt universitățile românești, că nu găsim în... Dar totuși, de vreme ce se publică atât de multe lucrări... Țări mici din Europa. Estonia, cred că are o universitate în top 1000. Noi nu avem. Da. Așa ceva. Bun, dar totuși celelalte universități continuă să existe, continuă să educe, deci fac poate semnul de învățământ. Și ce standard poți cere de la un care nu poate să facă curățenie în propria curte? În linia de fabricație poate să nu fie la... Poate să nu fie, nu e obligatoriu. Adică, chestiunea e că nu știu dacă e o idee bună să ne racordăm doar la ce permite sistemul. Multe lucruri am nevoie de un pic de energie interioară. Vreau să arăt că e un cerc care poate fi virtuos, poate fi vicios, depinde care predomină în toate etapele lui, pentru că depind unele lucruri de politic, care de învățământ, care la rândul lui depind într-o măsură mai mare sau mai mică. Până la urmă, la universități ajunge materia primă oferită de preuniversitar, care depinde mai mult de legislație. Nu mai avem independență. Noi la Rareș nu putem spune. Da, sigur. Avem sigur independența Rareșului și noi facem altă materie. Noi, la nivel universitar, pentru că acolo sunt și publicații. Adică nu se publică lucrări științifice, foarte multe, presupun. Și cercul se închide, pentru că după aia mergem la politicieni care hotărăsc bine sau rău. Pe politicieni alegem noi, cei alegătorii, votanții, care, și aici se închide cercul. Noi suferim, noi alegem și
cum ieșim din... Exact. Deci, iarăși, noi nu avem capacitatea de a ne organiza cumva un mecanism în care să înțelegem unde este acea analiză riguroasă și care să ne ajute măcar să... Ei, organismul ăla ar trebui să fie, de fapt, presa. Ăsta era tradițional rolul presei, să facă, să zicem, o selecție a ofertelor, să încerce să găsească unde este realitatea și să promoveze, să spunem, acea perspectivă, nu la modul de reclamă, ci la modul de educare a propriilor cititori. Mecanismul ăsta nu prea mai funcționează. În mare parte, datorită creșterii rețelelor sociale, s-a pierdut, să spunem, un fel de monopol, oligopol al presiei. Deci cândva, când era greu de transmis informația, presa avea o autoritate prin faptul că era una din puținele voci care se putea auzi. Exista exprimarea, păi scrie în ziar. Exact. Ce mai ai de comentat? E tipărit, scrie în ziar. Asta nu înseamnă neapărat că și-o cea treaba și bine, adică posibil multe lucruri să le fi împins care nu erau. Că avea autoritate. Exact. Ei, autoritatea s-a pierdut pe undeva, pentru că acum orice poate să amplifice chiar mai bine, adică sunt convins că sunt influenceri care au sensibil mai mulți cititori decât un jurnal de provincie. Cred că sunt influenceri în România care au mai mulți followeri decât orice jurnal. Dacă mai există jurnale în sensul clasic. Deci, măcar așteptarea că se face o filtrare, măcar prin cât o fi, deontologie profesională, nu prea mai are cum funcționa, pentru că pârghia aceea s-a pierdut într-un fel. S-a pierdut prin faptul că fiecare și-a căutat propriul interes de a se auzi, de a câștiga, de a avea influență, de a... un fenomen destul de interesant și care seamănă cu ceea ce numește tragedia comunelor. E o temă destul de clasică. Ce se întâmplă dacă ceva e gratuit și nimeni, să spunem, nu are interes să-l protejeze. De exemplu, tipic, un lac. Avem un iaz. Se devalorizează. Exact. Este destul, toată lumea are interes să pescuiască cât mai mult și, la un moment dat, peștele dispare. Deci, prin faptul că... Aici poate fi pus problema dacă e interesat pe termen scurt sau interesat să pescuiască cât mai mult pe termen lung. Deci, dacă tu ești interesat să pescuiești pe termen lung și de abții, vecinul se va duce așa pescă tot peștele, pentru că este de unde. Pentru că în momentul în care e o chestiune comună, fiecare ia cât vrea și nu este nicio limitare, nicio regulă care să impună... Atunci s-ar putea naște regula sau restricția. Pentru că suntem la comun și începem să ne coalizăm. Măi, ai văzut ăla scoate cu nevodul, hai să interzicem. Pescuit la undiță, maxim. Dacă poți să interzici, că unii zic că interzici să interzică, nu? E libertate. Să ajunge la majoritate. Cei din jurul iazului vor constitui la un moment dat o majoritate într-o parte sau în cealaltă. Da, nu e drept obligatoriu. Hai să facem praf sau... Nu e obligatoriu să decidă prin vot majoritar. Nu, dar majoritatea se constituie și ad hoc, fără să fie formalizată printr-un vot. Adică cei care vor avea gura mai mare și vor susține, lăsați-ne să pescuim cum vrem, cât putem, dacă vor fi mai mulți, vor câștiga acolo și iazul va rămâne fără pește la un exact. Moment dat. Și majoritatea... Dar se poate și invers. Ceilalți să zică, băi, stai, că unde ne duceți? Păi ați văzut că săptămâna asta am scos mai puțin pește? Gata, stop. Se poate coaliza o majoritate... în tabăra cealaltă. Deci din nou este nevoie de o organizare, de creat o instituție ca să poată gestiona iazul cu pești. Da, dar ea poate să apară ad hoc în anumite poate, circunstanțe. Poate, dar nu e obligatoriu. Adică vedem în istorie atâtea cazuri de dezastre ecologice. Deci, statistic, șansele de a apare această organizație nu sunt garantate. Uneori apar. În general, organizațiile apar când construiesc, când a fost făcut iazul la început, dacă este un efort comun, cei care îl exploatează au grijă să-și întrețină. Sau când ajunge cuțitul la os. Când ajunge cuțitul la os, ar putea să fie prea târziu, iazul să fie recuperabil. Cum ziceați, Ucraina, cred că tura trecută vorbeam, Ucraina s-a consolidat ca popor și din cauza, în primul rând, din cauza invaziei rușilor, războiului. Ei s-au văzut
dintr-o dată un inamic clar definit, brutal, nu era o chestie care se derula încetişor, nu era o invazie culturală, nu era o dominație economică pe care poate că nici nu se sesizezi ușor, ușor. Pe de altă parte, nimic nu e așa de ideal. Și au destul de probleme, adică au găsit acum o mulțime de corupți profitori care trăgeau bani. Și mai e o întrebare care se pune, cât poate fi susținut efortul actual, pentru că, din păcate, ce se estima inițial că rușii vor cădea relativ repede în urma presiunilor internaționale și a rezistenței armate, nu s-a concretizat, ba chiar din păcate Rusia a reușit și să echilibreze și să abordeze conflictul ca o temă pe termen lung. Foarte lung. Și întrebarea e, poate rezista? Tabăra cealaltă, exact, poate susține? Pentru că tinde să crească nemulțumirea în cei care ajung să sufere și să nu vadă un câștig imediat, pentru că, sigur, dacă se uiți la televizor, aș vrea să votez, e simplu, dar în momentul în care trebuie să, nu știu eu, să lupți, să mori, să produci... Sau să... chiar din țările, inclusiv cum suntem noi, care nu sunt implicate în război cu sânge, deocamdată, cu vărsare de sânge. Să sperăm. Că rămânem așa. Cineva poate ridica problema, stai un pic, dar de ce din banii noștri cu care în loc să construim șosele, școli, spitale... Da, te mai există deja. Știu. Da. Și tema e deja la americani, care erau sprijinul principal, deja e jucată. Republicanii, în general, au ridicat tema, noi suntem în barca noastră să se descurce cumva europenii singuri. O temă care e tradițională la ei, de altfel. Izolaționismul american are vechi state de serviciu. Dar n-a fost întotdeauna republican. Izolaționismul ăsta. Da, deci a adoptat, deci la, mă rog, temele se schimbă, adică o temă nu este atașată unui partid. Deci partidele nu sunt neapărat legate de o doctrină și chiar se schimbă între ele. Uneori, tradițional, americanii erau cumva invers. Democrații erau mai de dreapta și republicanii de stânga. Relativ recent s-a făcut o rocadă în care republicanii au devenit de dreapta. Și își pun aceeași probleme care și-au pus-o din număr de ori în istorie, de ce să muncim noi pentru grăceava europenilor, să și le rezolve ei între ei. Și noi, europenii, nu prea ne-am calat să putem face acest lucru, să putem rezista militar, convinși fiind că organizația, că NATO ne va apăra în orice situație. Convinși, învățați, anesteziați de multele decenii în care mâna lungă și protectoare a Americii a vegheat asupra Europei Occidentale. Clar, dar asta nu explică lipsa de acțiune după ce acea mână a început să tremure. Lipsa de acțiune explicată de inerția mare de a trece dintr-un mod de a gândi în alt mod de a gândi repede, că timpul, da, timpul trece se scurge și repede. Accelerează. Nu ne dă nimeni o marjă de 10 ani să ne trezim, să schimbăm discursul politic, să începem să fabricăm mai multe arme, să schimbăm legislații, să reintroducem legislație de, cum se cheamă, de armată obligatorie, de incorporare, da. Conscription. Măcar să introduce voluntar. Cine vrea să fie rezervist, poate face armată. Dar sunt lucruri care aproape, deci deși sunt vizibile, aproape nu se discută despre ele. Mesajul peste tot este, nu trebuie să schimbăm nimic. Avem fix aceleași preocupări, chiar dacă pe undeva începe să fiarbă apă. Și eu văd schimbări și am mai spus-o și cu alte ocazii. Chiar și în Europa, mi se pare acum cea mai dinamică în privința asta Franța. Pare să fi observat că ar putea prelua conducerea cumva. Germania face și ea, dar Germania face în stilul ei, lent, rigid. Germania e deja considerată un bolnav a Europei. Economic. Era locomotivă, acum... Mai ales economic, da. Da. Și Franța, nu, dar militar, referitor la sprijinul pentru Ucraina. Franța chiar ieri, alaltă ieri, s-au întâlnit ministrul de externe al Ucrainei cu al Franței și au semnat niște acorduri, francezi au spus că îi vor înarma și calitativ și cantitativ pe ucrainieni mult mai mult decât până acum. Da, francezii au avut grijă să-și păstreze oarecare industrie, deși, mă rog, nu la nivelul celei germane, dar mai sustenabil. Recunosc că am fost surprins plăcut de atitudinea Franței, da, care la început, acum una și ceva,
Macron tot lungea vorba că o să negocieze. O și fost la Kremlin, mi se pare. Da. A stat la masa aia lungă de 5 metri. Las că îl facem din vorbe pe așa. Dar, da, niște lucruri nu au funcționat, dar măcar a schimbat, ceea ce e remarcabil la Macron, că a schimbat destul de radical perspectiva, în sensul că... A înțeles că nu se poate. Da, și niște chestiuni trebuie schimbate. Trebuie trecut la fapte. Și aici cred că va fi probabil o luptă la nivel chiar electoral într-un fel, pentru că multe direcții care păreau înfipte în acquis comunitar nu se racordează cu noile necesități geopolitice care cer o industrializare pentru a fie și pentru a putea să susții eventuale dificultăți militare. Și aici deja există o oarecare conflict între Franța și Comisie, în sensul că francezii transmit chiar oficial că încearcă să se detașeze de acele ținte pentru regenerabile și să le modifice, să se mute către ținte către energie curată. E o distincție importantă și care a trecut iarăși neobservat selecția respectivă. Nu a fost tocmai democratic decisă într-un fel și s-au impus, trebuie neapărat din energia care o ai, să ai o cotă de regenerabile, ceea ce pentru francezi implica obligația să închidă niște centrale nucleare, pentru că iau atât de mult centrale nucleare încât energia lor este practic curată, folosesc foarte puțin. Aș spune probabil și pentru că sunt percepute, pe undeva cred că e și corect analiza asta, regenerabilele sunt mai curate decât energiile curate de tip nuclear. Oare? Vă explic de ce. Pentru că ai totuși nevoie de minereul ăla de uraniu. Trebuie să sapi în pământ după el, să faci niște halde de steril, ai o carieră sau niște galerii de mină. Asta înseamnă modificarea peisajului acolo, înseamnă să tai copaci, înseamnă să... Avem caz la noi, în județ, nu? Grințieșul, exploatare sau cele care au fost în Suceava, cred că sunt închise sau în curs de închidere. Crucea, Broșteni, nu se exploata uraniu. Și unde peisajul nu arăta minunat. Noi de aici nu-l vedem că nu locuim acolo. Dacă treci prin sau trăiești în localitățile respective, nu e încurajator. Panourile solare sau turbinele cresc cumva în copac? Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. N-au nevoie și ele niște resurse? Da, dar siliciu e în nisip. Nisipul oricum e peste tot. Adică deranjul cu mobilele astea, cum se cheamă, haldele de steril la nisip e mult mai mic decât... Nu știu dacă chiar așa, erau niște imagini din China. Facem cu panourile după ce își termină viața. E o problemă și cu de unde provin panourile, pentru că panourile sunt fabricate în China. Ce mai fabricau europenii pe cale de închidere, chiar acum se pune problema să se acorde niște subvenții de urgență pentru a salva ultimele rămășițe de industrie europeană în acest domeniu, unde normele de poluare sunt foarte largi și poluarea acolo, sunt lacuri cu tot felul de chestiuni toxice, sunt plus că se folosește foarte mult carbon. China are mare parte din energie este pe cărbune. Chiar găsim o imagine era sau poate mai e și acum numărul 1 la producția de huilă. Da, discrepanța este imensă și atunci întrebarea e, sigur, reducem emisiile punând... Global, sau le mutăm? Pentru că se vede de poluarea locală, să spunem, pulberi și gaze toxice care, să spunem, te deranjează local, dar care poate fi filtrată în ziua de astăzi, nu mai e o problemă majoră. Poluarea prin intermediul dioxidului de carbon are efecte doar prin intermediul climei, care este fatalmente global. Politicianul național sau local îmi vinde aer curat la mine acasă. Dacă îmi spune, vezi că de fapt noi mutăm poluarea în China. Unde e China asta? E planeta noastră. De ce m-ar interesa China? Că e poluare la ei. Adică încă un caz de eșuare a educării cetățeanului, a legătorului, care nu realizează că de fapt e același lucru. Chiar și educat fiind. E o doză de egoism până la urmă.
Cam așa e mai aproape de... Da, dar dioxidul de carbon e insesizabil pentru... Adică nu e o chestiune care să spui că nu mai pot să respiri din cauza dioxidului de carbon. Dioxidul de carbon, de acord, dar cenușa, sterilul, măcar nu-l văd la mine în curte, e la 10.000 de kilometri. Și atunci s-ar deci, putea deci să e un pic decidem. E un pic de... Egoism. Chiar cinism pe undeva. Cinism. Pentru că dacă ne uităm la cum sunt consumurile de materiale, am pus un grafic aici... Consumul pentru? Consumul de materiale folosite pentru a genera o cantitate de energie. Putem vedea că consumul de solar este sensibil mai mare decât cel pentru nuclear. Aici este nuclearul. Solarul este aici. Și primul... Gazul natural consumă cel mai mult, pentru că da, e gaură în pământ, iese. Și cărbunele. Cărbunele consumă puțin. Nu cel mai mult. Vântul offshore. Vântul în, pe platforme continentale. Care iarăși este o temă la modă acum, multă lume tot strigă că avem nevoie de făcut să punem turbine eoliene în Marea Neagră și... Aș fi curios, pentru că nu văd până acolo, e prea mărunt scrisul, aș fi curios dacă cum sunt măsurate aceste cantități. Cantități nete de ce? Adică... Materialele necesare pentru a produce o cantitate de energie. Un megawatt de energie sau un terawatt, ceva de genul ăsta. Niște pondere acolo sau niște valori nominale? Câte tone de... Substanțe. Cupru, nichel, mangan. Băi, aia că substanțele nu sunt egale. Adică o tonă de cupru nu e tot una cu o tonă de nisip. Dar astea sunt puse cu diverse culori. Da, știu. Nu, ca impact. Ca impact, zic. Adică consum, că asta apare undeva, da. Wind offshore, acolo cred că e primul, nu? Offshore wind. Da, asta apar cantități mari acolo de zinc, văd. Apare foarte mult zinc și dă impresia că e o mare risipă, cumva. Sau tone, este aici o chestiune făcută cu tone per total de materiale cumulat, cu ar trebui ciment, inventat, cu orice altceva. Ar trebui inventat, poate, un indicator global de impact al materialelor. Nu, ce chiar există. Asta e chestiune interesantă. Ce impact are, cât de, care e speranța lui de viață, cum se reciclează, cum poluează pe parcursul vieții sunt, lui. Sunt făcute. Deci sunt există un indicator global. Le găsești relativ ușor, da, global și împărțit pe țări și global și în toate felurile, cu rezultate vizibile. Chestiunea interesantă e că nu se văd. Deci, pur și simplu, în presă, rezultate care sună incomod pentru, știu, pentru ce vor cititorii sau pentru ce vrea ce ne plătește, nu se publică. Și de asta ne formăm deseori idei complet false. Da, da, eu cred că presa ar fi interesată, pentru că titlurile controversate, șocante, prind, atrag interesul. Hai să văd ce zic ăștia aici, că eolianul e poluant. Dar spune, ziua de astăzi, ziua de azi e foarte ușor să fii șocant. Adică, mă rog, presa nu mai are niciun avantaj. Iar șocul poți să-l faci cu o chestiune complet falsă. Da, de acord. Adică, de exemplu, dar dacă tot au una reală, ar putea să dea zic. Exact, dacă contează doar ce se aude. Nu știu ce să spun. Nu cunosc indicatorii ăștia complexi pentru... Da, adică nu sunt discutați. Nu avem un tip de organizare, de instituție intermediară care să se uite de jos împrejur, să adune niște oameni care să își facă o idee generală și la care să ne putem avea de unde ne informăm ceva în care avem încredere. Pentru că asta e o chestiune care nici nu poate fi făcut la nivel de stat, pentru că inclusiv la nivel de stat apar falsificări. Cum da, dar inclusiv în știință sunt probleme. Am exact, zis din exact. Peste, atunci, peste tot sunt probleme și nu ai cum să faci. Eventualii indicatori complexi care sumarizează diversele probleme, ce bază avem că ăia corect? Singura cale care o văd este ca oamenii interesați și capabili să discute, să dezbată, să vadă partea negativă, pentru că lucrurile, ce încercăm noi să facem. Ceea ce e fals e ușor de, e mai ușor de văzut. Sigur, nimeni nu poate ajunge la un adevăr absolut. Dar putem decela se pot ridica niște probleme. Unde este un fals? Și în momentul în care un material vine cu un fals evident, în momentul respectiv scade valoarea, indiferent câtă reputație ar avea cel care l-a transmis. E o metodă mult mai fiabilă decât cea de a susține că, domnule,
ce spune oficial e bun și orice altceva ar trebui blocat cumva. Ceea ce se și încearcă. Chiar văzusem acum, era mult promovată o lucrare scrisă de de niște fact-checkeri, le spunea, care descriau ei tipurile de negaționism a încălzirii globale și spunea că, domnule, nu mai este așa de contestat încălzirea globală, că o vede toată lumea. Acum, ultimul negaționist este că îndrăznești să contrazici politicile oficiale de combatere a încălzirii globale. Deci, simpla critică a ajuns să fie etichetată drept negaționism, ceva care trebuie să ne uităm, omul ăsta e dubios, e periculos, o chestiune... În loc să ne uităm la argumentele lui, cu ce argumente combate exact, el, punctul o direcție de vedere foarte, oficial. Foarte periculoasă și riscul mare abordării acestea este să dea apă la moare chiar negaționismului real, pentru că în momentul în care... Da, dar vedem că nici... punctul de vedere oficial nu e unul singur, sunt puncte de vedere, nu? Franța vede problema energetică într-un fel, Germania în alt fel, Finlanda într-un fel, sigur, asta e o chestiune America, de opțiune politică într-un fel și Franța nici măcar nu mai avea opțiuni în acel moment, plus că a văzut, Germania a dat și un exemplu pe undeva, trebuie lăudat în acest punct de vedere, trebuie să știi, domnule, că nu va funcționa traseul ei. Până nu experimenteze. Ei au experimentat. Chiar cea mai performantă industrială națiune a mers pe un traseu care a dus undeva nu chiar unde trebuie. Ei acum cumva, chiar construiesc... Cumva o fundătură, da. Construiesc 18 miliarde de euro bag acum pentru subvenționat, pentru construit centrale pe gaz. Exact. Deci de unde s-a oprit gazul, acum nu avem gaz nici pentru centrale. Avem, ei trebuie să facă centrale de gaz pentru că pur și simplu nu au cu ce înlocui acele centrale nucleare pe care le-au închis complet stupid până la urmă. Dar, mă rog, e democrație, vă să decide ce vor, deși poporul nu prea mai e în acel loc. Dar iarăși apar niște dificultăți, pentru că datorită lipsei de opțiuni, datorită faptului că oferta politică se duce în direcția optimizată pentru a atrage oameni, oferta alternativă vine la pachet cu niște lucruri nu foarte fericite. Ce spuneam, că ce vrea alegătorul, votează... Îl votează pe Spirache, care spune nu mă votați, că nu mă pricep, sau... Dacă votează... Deci, un om onest ca Spirache ar fi ideal, din păcate ceva rar. Din păcate, ce se întâmplă în situațiile în care alegătorul vede că ceva nu se potrivește între discurs și realitate, iar și el n-are, neavând... Stă acasă. Dacă stă acasă, s-ar putea să fie încă bine. Dar în momentul în care diferența devine mare, s-ar putea întâmpla să se motiveze să facă ceva. Și se duce și vede ce ofertă este. Iar oferta s-ar putea să nu fie cineva rațional și calculat și care să spui, domnule, ăsta chiar știe ce face, ci să fie cineva care spune, domnule, trebuie dărâmat tot sistemul. Are gura mare. Are gura mare. Scoate în față, pentru că e și chestiunea ușor de făcut să atragi atenție, căutând țapii spășitori. Că e greu să explici alegătorului că știi, legislația asta trebuia să fie atâta procente în plus, asta nu, deci niște chestiuni, multe mărunțișuri care au acumulat la un efect nepotrivit. Nu e greu de explicat, lumea nu mai are răbdare. Și e mult mai simplu să scoți în față, să devină cineva. Analizăm. Și se repetă ce a fost acum 100 de ani. Acum 100 de ani devină evrei. Din cauza evreilor a fost Germania în situația asta. Deși, sigur, de asta nimeni să înțeleagă, să explice sau să măcar să modifice, trebuie modificate, pentru că nemții aveau toate motivele să fie nemulțumiți atunci, acum 100 de ani. Probleme la politica la Weimar, probleme datorită poate sancțiunilor excesive puse de aliați, probleme, dar în principal la politicii la Weimar, pentru că politicienii germani chiar au forțat cumva mai mult decât ar fi trebuit elementele de criză în ideea că vor forța în acest fel mâna aliaților să cedeze, să reducă, să limiteze. Au jucat o carte foarte riscantă, da. Și pe care au ieșit cei care au scos atâta, devină evrei, hai jos cu ei, și așa au ieșit cine știm. E un risc major și care nu cred că e
poate fi combătut spunându-i alegătorului, ești prost, nu înțelegi tu. Asta e o direcție care se întâmplă acum de ceva vreme. Discursul este, de când cu rețelele sociale, toți proștii pot să-mi spună în orice. În secunda următoare l-ai pierdut. Exact. L-ai pierdut și chiar l-ai încurajat. Iar ceilalți se vor și mândri cu asta. Uite, eu sunt prost, eu sunt cel care... Și e o direcție foarte periculoasă. Poate mai degrabă ar fi mai productiv de căutat și ce nu s-a făcut chiar bine și ce poate fi corectat, poate chiar cerute niște scuze pe aici, pe acolo, pentru a lua din vântul nemulțumirii, într-un fel, pentru că dacă oferă o speranță credibilă și cu un traseu clar, adică în chestiune în care omul să fie convins că va fi mai bine, e mai degrabă de natură să convingă decât să-i spui că tu ești vinovat, că nu ești la vot să votezi cum spunem noi, ceea ce e o abordare, în primul rând, antidemocratică. Ne oprim. Cam atât pe ziua de astăzi. Așteptăm întrebări, opinii, tot ce vreți de la spectatorii noștri și vă urăm toate cele bune pe săptămâna viitoare. La revedere! Bune.